transformarea protagonistei Un nou început cu Unica se apropie de final, dar pentru ca ea să fie completă, este nevoie și de o dantură perfectă. Nerăbdătoare să-și revadă zâmbetul din copilărie, Natalia Rusu a pășit cu mult entuziasm pragul stomatologiei. Bună ziua! Bună ziua! Luați loc, vă rog! Doamna Natalia, deci are niște, să zic, o patologie destul de răspândită. Bine, apare cu vârsta la toți. Deci e vorba de abraziunea anumitor dinți. Deci, în plus, dinții frontale au fost tratați cândva prin niște, să zic, restaurări care s-au învechit. Eu planific să-i restaurez dinții frontale. Inițial o să-i fac o curățare profesională cu Airflow. Deci pentru a lătura toate depunerile, după care o să-i restaurez dinții frontale, o să le schimb forma, un pic culoarea. O nouă zi prevestește un zâmbet frumos pentru Natalia. După tratamentul Airflow și albirea cu laser, urmează etapa finală, restaurările dentare estetice. Au trecut 10 zile de când am făcut albirea și astăzi restaurăm dinții din zona frontală de sus. Adică îi lungim un pic, sper că rezultatul să vă satisfacă. Așa, Natalia, iată că am finalizat restaurările și vreau să îmi le vezi în oglindă. Natalia, dă-i o oglindă. Vreau să văd dacă îți plac. Wow, ce dumneavoastră! Îmi place! Din câte văd, pacienta este mulțumită, rezultatul este satisfăcător, îmi place. Cu dantura am probleme din copilărie și acum sunt foarte bucuroasă și fericită pentru că a ieșit totul bine și îmi place foarte mult rezultatul. Când m-am văzut în oglindă, prima reacție a fost că este prea perfect.